Hei, salutare YouTube și bine ați venit la un nou episod de vlog. Din cauza că n-am mai stat pe TikTok în ultima vreme, astăzi o să iau toate tagurile la rând din, nu știu, ultima săptămână, ultimele două săptămâni și o să reacționez la ele. N-am avut timp efectiv să deschid TikTok-ul să reacționez la ele. Sau măcar să mă uit să văd ce sunt. Așa că le luăm astăzi la rând și le puricăm. Și, I don't know, stay tuned. Dacă vă place, lăsați like, share, subscribe. Și nu uitați că săptămâna viitoare facem Rate My Physique, deci stați cu ochii pe Insta, pe story, pentru că o să-l anunț și o să fie jucat cum l-am jucat de fiecare dată, cu tag și postare pe Instagram, ca să pot să urmăresc pozele și să vă fac un rate fără conturi private și așa mai departe. Bun. Without further ados, hai să vedem. Au trebuit să deschis pagina pe săringa d-ola. Mamă, de când am mai intrat la săringa d-ola. Ok, bun. Hai să vedem pe asta. Oh, două secunde, stau mai tare. Jesus, nu prea se aude. Ok, la maxim. Ia să vedem. Ok. Da. Să mor eu boss dacă trebuie să zic ceva, efectiv, nu trebuie să zic nimic la ăsta. Da, nu știu, faceți-vă botură cu turmeric și vedeți dacă funcționează. Jesus Christ, 7000 de like-uri mâncava-și gura voastră și 2700 de save-uri. Da, by the way, asta cu dieta echilibrată înseamnă că ești normoponderal, adică în niciun caz nu o să arzi grăsimea abdominală. Cel puțin asta înțeleg eu printr-o dietă echilibrată. Trebuie să ai un aport optim, în ghilimele, de micro și macronutrienți, care să te țină undeva în homeostază și în normoponderabilitate. Ori, therefore, dacă ești în normoponderabilitate, grăsimea abdominală will fucking stay there. Ok, next one. Hai să facem o petiție fără steroidați care vând antrenament. Deci secretul este mănânci bine, ceva foarte ambigu, și tragi tare, ceva la fel de ambigu. Da, hai să ne arate, să vedem cum mănânci bine și tragi tare. Deci un băiat care nu știe să facă o tracțiune la helcometru te învață, care este și puțin overweight, te învață cum să... Da. Bun, din ce în ce mai bine. Efectiv, din ce în ce mai bine. Da, nu știu ce să zic. Cam nasol. Cam nasol să faci afirmații de genul ăsta. Natural, mâncare bună, odihnă și muncă. Scuze. Natural, mâncare bună, odihnă și muncă. Bă, coaie, nu știu, să-ți fie rușine. Altceva n-am ce să zic. Bă, frate, vin oameni la mine și se plâng că ei lucrează câte ore întregi pe la sală și că ei n-au mușchi și că nu știu ce. Vă zic eu, bă, motivele principale pentru care n-aveți mușchi. Vă plângeți la mine că lucrați ore întregi și că pe voi nu se vede nimic și nu știu ce. Poți fi un băiat care are un tatuaj cu un sărut pe obraz sau chiar e gen la popa cineva pe obraz și a lăsat rujul acolo? Motivul principal, numărul 1, este pentru că lucrezi ore întregi. Tu la sală nu trebuie să stai ore întregi. Nu ai ce să cauți ore întregi la sală. La sală vii și lucrezi. Orice bodybuilder din lumea asta, dacă te duci și îl întrebă tata cum fac mușchi mari, toți o să zică exact aceeași chestie. Lucrează cât de intens posibil. Ia și pune cât stres posibil poți pe mușchi într-o perioadă scurtă de timp. Nu stai să lungești cu antrenamentele ore întregi. Și motivul principal, faceți volum, nu faceți intensitate. Volumul nu are treabă cu hipertrofia, nu faci mușchi mare. Slăbești și cam atât. Da? Bă, deci, ca să lămurim acest subiect o dată pentru totdeauna.
Nu există intensitate fără volum. Deci fiecare intensitate trebuie să aibă un anumit volum. Da? Ai o repetare, este volum 1. Da? Ai două repetări, este volum 2. Ok? Deci nu poți să scoți volumul din această discuție. N-ai cum să scoți. Nu mai ai niciun stimul dacă scoți volumul din această discuție. Deci orice intensitate are un volum. Dacă tu lucrezi într-un rep range de 10-12, ai un volum de 10-12 repetări. Dacă lucrezi într-un rep range de 4-6, ai un volum de 4-6. Dacă lucrezi unul rămân, ai volum de o fucking repetare. Deci toată lumea înțelege volumul ca însemnând ceva, nu știu, 30 de repetări plus. Nu. Volumul este integrat în discuție și o să existe oricând vorbim de stimul și de hipertrofie, o să existe discuția volum și intensitate. Raport volum-intensitate. Fiecare intensitate va avea un anumit volum. Este extrem de simplu. Nu ai cum să scoți volumul din ecuație. Nu lucra volum. Doamne, deci chestia asta sunt atât de proaste și merg din gură în gură de la om la om. Poți, efectiv. Ok. Doi. Stați la discuție, faceți pauză. De ce să vorbim? Vă văd, frate, stați pe telefoane, vă uită Dumnezeu în telefoane, vorbiți cu pildă pe Instagram sau să agățați pildă pe Instagram sau nu știu ce dracu faceți voi. Ori vă băgați cu pildă până sau... Vorbiți cu pildă băiatul care are un tatuaj cu un sărut pe braț. Oh my God! Că nu se bagă pildele cu voi în sală, că se niște terminați. Vă băgați cu pildă în sală, le rupeți și la antrenamentul ca să le agățați și stați cu ele la discuție câte o jumătate oră și vă uită Dumnezeu în sală la vorbă cu ele. Da? Păi eu ăsta vreau să-mi explice mie cineva, o persoană umană, cu creierul, cu logic, lumea asta, vreau să-mi explice, bă, ce sens are lumea asta să te duci la sală și să stai la discuție cu pilde. Deci eu nu înțeleg care este sensul. Sala este un loc sfânt, este un loc sacru, acolo te duci să te duci să lucrezi mușchiul la intensitate maximă, să-l faci drepte. Care dracu este sensul să stai la discuție cu pilde? Care este sensul? Nu pot să înțeleg, e un lucru de mi se pare imposibil de înțeles. Asta numărul 2. Îți explic eu numărul 2, fii atent. Sala nu este un templu sfânt, nu este un loc sfânt, este un spațiu privat pentru care oamenii plătesc abonament. Ok? Bun. Eu m-am dus într-o sală. Sala este spațiul meu privat pentru care am plătit abonament. Sala își rezervă sau nu își rezervă dreptul de a mă primi acolo, da? Deci nu este spațiu public. Ok? Bun. Având în vedere că este spațiu privat, eu am voie să fac în sală ce vreau eu, atât timp cât respect regulile sălii și locul în care m-am dus. Ok? Deci dacă regula sălii este pui prosop, pun prosop și pot să stau la prosop acolo, cât vreau eu de vorbă, pe o bancă, cu cine vreau eu. Pot să fac video call la muncă și să stau acolo pe bancă, pentru că am plătit abonament în sala aia. Ce vreau să zic prin asta este că nu trebuie să judeci toți oamenii ca fiind mega sportivi de performanță în ghilimele, pentru că fitness-ul nu este și nu va fi niciodată vreun sport de performanță. În cauza că nu este plătit, asta este un alt topic. Dar la sală nu vin doar oameni care vor să facă mușchi zdrențe în ghilimele, vin oameni care vor să se simtă bine, iar dacă ei se simt bine purtând discuții interminabile în pauză, atâta timp cât respectă regulile spațiului respectiv, ei au voie să facă chestia asta. Și tu, da, poți să-i judeci că, na, e dreptul tău la opinie, dar este, nu e etic și nu prea e nici moral. Pentru că este spațiu privat. Again. Și oamenii pot face chestia asta. Sunt foarte mulți oameni care vin doar ca să se simtă bine, să tragă de 2-3 ori de un helicometru, de 2-3 gantere și după aceea să plece acasă. Sunt oameni care nu iau sportul în serios pentru că sala este doar un tool. Da? Sala este doar un tool care te ajută să te urci pe scenă. Poți să-ți faci sala la tine în garaj și să stai liniștit, frate, și nu te deranjează absolut nimeni. Dar, da, he's basically right, adică prin ce zice, da, e are în mare parte dreptate, că unii oameni pierd foarte mult timp făcând alte lucruri în sală și therefore nu o să aibă niciodată rezultatele pe care ei și le doresc. Dar să pui problema în modul ăsta că stați, că agățați femei, că vorbiți, că stați pe telefoane, bro, e dreptul lor. Da. Păi, și numărul 3, bă, voi nu lua sala în serios din ciucul ăla, eu v-am văzut. Azi nu merg la sală, că n-am chef, nu știu ce, nu la sala serios. Voi nu dormiți cum trebuie, nu vă băgați la somn la ora 11 și vă treziți la 7 ca să dormiți în pula mea 8 ore pe noapte, n-aveți un program uman, mâncați numai căcatul și vă întrebați, băi, eu de ce n-am mușchi? Pentru că tu nu faci efort să ai mușchi, da? Tu te iei și te plângi, ți-ai făcut un obicei tu altul acolo, așa? Tu îți faci antrenamentele confortabile și te trebuie pula mea de ce n-ai mușchi, ești terminat de aia. Doamne, cum să faci rage fără să iei nimic? Da.
basically dacă folosea chestia asta pe un ton neagresiv și explica situația din punct de vedere obiectiv și simplu fapt că oamenii da, ar trebui să ia lucrurile mai în serios dacă vor niște rezultate, dar ar fi avut cumva alt sens, dar așa, pana mea, să-i faci pe oameni terminați, nu știu ce să zic, bro, not good, not agree with you, să vedem, holy shit, ce asta? Două secunde, că o să se rupă bara imediat. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 ori 2, 140, 280, 33 kg. Wow, nu e bara olimpică, ce să crezi? Mamă, Jesus, îmi pare rău. Ia să vedem ce zice băiatul nostru. Burta a fost în doar 7 zile. Fii atentă la mine să vezi care este șmecheria. Dacă ai un eveniment foarte... Atenție, s-a adresat doar femeilor, a zis fii atentă la mine. Să dau skip sau să continui să mă uit? Ah, mă rog. Confiată, câteva zile, da? Unul tău, poate o petrecere. Atunci, trebuie să fii conștientă că de slăbit nu ai cum să slăbești foarte multe kilograme, dar 2-3 kilograme prin metoda asta care ți-o zic acum, poți să le dai jos, dar foarte... Pe care ți-o zic acum? A ieșit muistul din mine. Bă, vreau să mă scuzați pentru asta, e dreptul lui să vorbească cum vrea el. Foarte important că poți să subțiezi foarte mult talia și automat o să te vadă că ai slăbit mult mai multe kilograme. Elimină următoarele trei grupe alimentare. Zahăr, gluten și lactate. Aceste trei grupe alimentare inflamează zona abdomenului și automat că atunci când le elimini, când le scoți, zona... Cum inflamează zona abdomenului? Sunt curios dacă știe mecanismul din spate. Zona abdominală se va desufla puțin, se va mișora talia și rochia ta va arăta mult, mult mai bine. Dacă vrei informații suplimentare, lasă un mesaj și revin cu amănunte, cu sfaturi pentru... Da, practic n-a zis nimic. Mă așteptam să fiu de-aia cu... Adică mai degrabă aș fi zis da la fasting de la agresiv de, nu știu, post negru 3 zile, după aia 16 cu 8 sau cât căcat se face, gen... ar fi făcut mai mult sens pentru că da, intra într-un deficit mai agresiv, dar așa să tai gluten, lactate și zahăr... Majoritatea lucrurilor care au gluten au și zahăr, therefore sunt carbs, tai lactate, gluten și zahăr, Jesus Christ. Și după aia mănânci, nu știu, o grămadă de grăsimi saturate, no. Adică nici măcar n-are vreun sens să-l comentez măcar. Nu face niciun sens ce a zis, efectiv, nu. Next. Dacă încep să țin post cu apă și eu nu mănânc nimica, nu dau într-o gastrită sau într-un ulcer. Dacă ții post cu apă... După 12 ore, nu se mai produce acid. Stomacul va produce doar mucusul respectiv, doar lichid, doar apă și acolo se va vindeca. True. Chiar nu mai produce acid după un timp. Pentru că acele celule care încep să stea, nu mai primesc semnal că în stomac nu mai e nimic, ele nu mai au de ce să producă acid, așa la nesfârșit. La un dat acela acid se va bea apă și se spală, se duce și acolo se vindecă, da? Însă, dacă... Ce se vindecă, boss? Ce se vindecă? Că până în 12 ore, dacă n-ai nimic în stomac și oricum, ipotetic să zicem că ai fi avut mâncare care se digera repede și acidul gastric sare în pereții stomacali. Da, mă rog, nu știu ce se vindecă, sincer să fiu. Ești în continuu stres, dacă fumezi, dacă, eu știu, și ciugulești doar sau așa, procesul de vindecare e mai greu. Dar oricum se vindecă, dacă nu mănânci, oricum se vindecă, stomacul nu rămâne bolnav. Gastrita înseamnă inflamația celulelor stomacului din cauza că acolo este tot timpul cineva care vine și atacă. Tu dacă nu mai ai niciun atacator, n-are, la un dat corpul se vindecă, iar celulele... Când nu ai argument, să vindecă. Nu funcționează așa. Sistemul digestiv au o durată de viață medie de 5 zile, iar după 5 zile sunt alte celule. Noi producem alte și refacem acele celule. Yeah, guess what? Chestia asta se întâmplă și dacă nu ții fasting. Și nu chiar la 5 zile. Noi care vin și ele se produc din celulele stem. Care, celulele stem sunt la baza intestinului. Intestinul stă așa pe membrană bazală și sunt niște celule primordiale. Ele sunt activate de vitamina D. Mulți oameni care sunt în stres, stau în casă, muncesc înăuntru, nu ies la soare, nu iau vitamina D. Și această vitamina D activează celulele stem de la nivelul intestinului să se repare, să se vindece mai repede.
Iarăși scos din context, nu zice nimic. Next. Salut, vreau să dau un sfat prin care poți să ajungi să ai o performanță mai bună la sală, să fii mai puțin obosit, să poți să tragi mai mult la banca aia, este super natural și super ieftin. So, ideea în felul următor și fabul este acest shaker care plicează cu apă și face așa între seturi. De ce? Pentru că pe palmele tale, în zonele astea, se cheamă zone gaburoase. În aceste zone, în piele, vasele tale de sânge, arterele și venele nu fac capila... Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează să zică. Nu sunteți pregătiți. ...tare ca să irige zona asta, ci fac șunturi arteriovenoase. Sângele trece mult mai repede din arteră până în venă și se duce înapoi la inimă. Asta înseamnă că aici se face cel mai rapid schimbul de energie. Asta e motivul pentru care iarna stai, uite așa, cu palmele la sobă și vara îți vine să faci mâinile în ceva rece ca să ți le răcești. Pentru că în zonele astea se face schimbul de energie. În momentul în care tu tragi la sală tare sau alergi un maraton, corpul tău se încălzește, iar căldura prea mare face ca celulele să înceapă să se degradeze, în special cele din creier, așa că al tău corp o să pună frână, o să zică, stai băiatul meu, e prea mult, e prea cald, ia hai să te obosesc, să nu mai ai energie, ca să nu mai faci atât efort și te moleșești. Ca să eviți acea moleșeală și ca să eviți efectele adverse ale acestei încălziri prea puternice, ceea ce poți să faci este să iei un shaker, atenție, nu trebuie să fie termă, să se facă schimb de temperatură aici. Îl umpli complet cu gheață, îl umpli cu apă caldă ca peretele să fie în permanență în contact, practic, cu temperatura rece și în pesetă faci mișcarea asta și nu este anecdotă și avem multe studii care însumează câteva mii de atleți care atunci când și-au răcit mâinile cu un astfel de device, un astfel de shaker sau un device special care le răcea palmele, au reușit să împingă ca și performanță, ca și durată, ca și greutate cu până la 60% mai mult. Bă, voi vă închipuiți? Bă, voi vă închipuiți, deci în momentul de față împing 50 la piept, 8, nu știu, cam 8 repetări, să zicem, într-un top set, da? Fără spotter. 60% mai mult din 50, cât dracu înseamnă, deci 25%. Da, așa că nu știu cât înseamnă. Deci, aș putea să împing cu 80 la piept. Dar nu este anecdotă. Deci eu astăzi trebuie să mă duc în sală. Mi-au shaker-ul să-l umplu cu apă caldă și gheață și o să fac așa între seturi. Și domnul Mihail, dacă eu nu ridic, dacă eu nu împing 80 la piept astăzi, pe mână, da? Vorbim de gantere, o să vă las review negativ, da? Bine. Într-un studiu care a cuprins, de exemplu, 30 de zile, 60% în sport este inimaginabil. Inimaginabil. Când în viața reală ajungi să ai 20% mai multă performanță. 20% este atât de mult încât nu văd de... Bă, dacă am și cu 1% performanță, jur, pă, ce... Bă, pă, ce vreți voi? Duceți-vă și faceți asta în sală la orice antrenament vreți voi. Dacă aveți cu 2% mai multă performanță, hai, 1-2% mai multă performanță, nu știu, fac ce vreți voi, nu știu, lăsați în comentarii, fac orice, habar n-am, nu știu, îmi cer scuze la, pe oricine am deranjat, habar n-am, hai să vedem, next. Yeah. Deci, Vlădu Scorciu, off-season probabil. Bă, înainte să vină transformarea, că eu știu cum arată, adică nu știu clipul, dar mi-închipui că o să vină un reel de la în care este super close to camera, e foarte shredded și arată bine. Puteți observa că are un piept ok, un abdomen care, da, se vede, are niște umeri destul de mari și niște brațe foarte bune, deci pe partea asta de segment superior, umăr, braț, stă foarte bine, ok? În modul în care este aici, cu body fat pe el, da? De ce vă surprinde asta? De ce căcat vă surprinde asta? Uite-l cum era aici! De ce vă surprinde asta? Că este alt unghi al camerei? E alt unghi al camerei, man, este fucking shredded. Este fucking shredded, are aceleași segmente, doar că este fucking shredded. Și este un unghi, come on, for fuck's sake, doamne. Da, e neti. Ia să vedem. De ce carnea, proteina generală, e considerată mentalitatea generală că ne-ar da energie? Proteina și în special carnea ne oferă energie și ne reface nivelul de energie necesar organismului. Nu știu cine este asta. Dăm cu sabla și mutăm bolovani sau
Sau face... Sursa principală de, pe care corpul o preferă întotdeauna va fi glucoza. Da? Deci sursa principală de energie pe care corpul o va arde în ghilimele, o va folosi ca și macronutrientul principal pe care corpul va folosi ca și sursă energetică este glucoza. Da? Nu proteina, nu grăsimea. Da, într-adevăr, când ajungi în gluconeogeneză și nu mai ai carbohidrați și nu consumi carbohidrați, dar va folosi și proteina și grăsimea pe post de energie, dar este un proces foarte taxant pentru corp și nu este un proces care îi place, da? Care poate fi realizat foarte ușor. Dar cam singurul organ în ghilimele care nu poate fi nu poate schimba sursa energetică ca și Doamne, de ce căcat mă încurc? Creierul este singurul organ care preferă întotdeauna glucoză și va folosi aproape întotdeauna glucoză ca și sursă energetică. În rest, celelalte se pot adapta, dar nu este un proces foarte ușor, durează foarte mult până ajunge gluconeogeneză și trebuie să nu consum carbohidrați deloc. Nu, nu produce stres pe ficat și părinic. Avem studii care atestă că și până la 4 grame de proteină per kilogram corp nu au produs absolut niciun stres pentru rinichi. Iar pentru ficat, nici măcar atât decât dacă carnea este extrem de grasă și are un procent foarte, foarte mare de grăsime și de obicei să fie saturată. Sau chiar și nesaturată, dar nu există grăsimi nesaturate în carne decât în somon, care, mă rog, decât în pește care are acești grași omega-3. Chiar dacă ar avea, să zicem, grăsimi nesaturate, într-un surplus caloric, da, vor produce stres pe ficat. Energia adevărată o obținem din carbohidrați de bună calitate, sănătoși. Din carbohidrați, punct, că-s de bună calitate sau nu-s de bună calitate, asta stabilește fiecare om. Dar e din carbohidrați, punct, că toți se transformă în glucoză, Jesus fucking Christ. Mă sună ăștia de la Adobe să-mi plătesc și eu Photoshop-ul. Da, am înțeles, da. Da, un misconception. Asta este. Next. Asparta nu este un posibil carcinogen. Asta va anunța Organizația Mondială a Sănătății pe 14 iulie, iar această clasificare va avea un impact foarte mare asupra industriei de băuturi fără zahăr, pentru că aspartamul este un îndulcitor foarte des întâlnit, în special în băuturile precum Cola Zero, Pepsi Max. Aspartamul este de 200 de ori mai dulce decât zahărul și este metabolizat în fenilalanină, în acid aspartic și în metanol. Și este important înțelegem acest lucru pentru că acești compuși se găsesc foarte des în natură, deci nu este un îndulcitor artificial care organismul nostru nu îl mai întâlnește, compuși care ies din el sunt foarte des întâlniți, iar organizațiile mondiale care s-au uitat la siguranța consumului lui încă din anii 60 au ajuns la concluzia că circa 50 de miligrame pe kilogram corp pentru un adult este o doză safe care s-ar traduce în circa 16 doze de Cola Zero pentru o femeie de 50 de kilograme. Este important să apreciem siguranța care a fost demonstrată până acum, dar acest nou anunț este important să înțelegem acest cuvânt posibil, pentru că această clasificare de posibil carcinogen reprezintă o clasificare a Organizației Mondiale a Sănătății în care intră și expunerea la telefoane mobile, expunerea la benzină, motorină, consumul de murături este băgat aici, deci este o grupă foarte mare, dar unde va avea un impact foarte mare va fi în percepția populației. Va trebui să așteptăm până când documentul oficial va ieși și când putem să-l analizăm o idee mai atent, dar e important să apreciem că această grupă 2B, unde intră compuși posibil carcinogeni, este formată din compuși chimici care au numai date pe animale cu care putea să cauzeze cancer. Până acum nu sunt studii făcute pe oameni care să arate că aspartamul duce la dezvoltarea cancerului. Este foarte important de apreciat acest lucru. Dați un follow dacă vreți să aflați și... Bă, un video legit de la Andu Preda, sincer, un video extrem de legit. Foarte bine făcut. Chiar da. Basically true. 16 doze. Să vedem cine bea 16 doze. 16 doze și încă ești în zona de safe. Adică de acolo începe, să zicem că ar începe zona de unsafe. Și de acolo se poate dezvolta. Well, cancerul nu este ceva ce poți să... să previi cumva. Adică bine, poți să-l previi. Nu poți să-l... nu e predictibil. Nu știi când. Mă rog, asta este o altă discuție. Next.
Și acum imaginați-vă, dacă vă opriți din mâncat la ora 5 sau 6 seara, stomacul este eliberat până la ora 8 seara, până la ora 10 sau... Depinde ce ai mâncat, bro. Dacă ai mâncat vită la ora 6 seara, stomacul este eliberat la ora 10-10 jumate. Dacă ai mâncat o masă completă care conține proteine, grăsimi și carbohidrați care conțin și fibre, the same, cam 3 ore jumate, 4 până se eliberează again. Sau 11, mațele nu mai au conținut enteral, deci practic sistemul tău digestiv intră în repaus. Începe acea autofagie. Corpul începe să caute prin corp, cu ajutorul izozomilor, acele toxine, proteine degradate. În același timp tu te culci noaptea cu stomacul gol, cu intestinele goale. Iar acel sistem limfatic se activează și el și începe să curețe toate resturile din creier. Deci practic creierul tău se curăță, corpul tău se curăță. Iar la ora 8 dimineața, după 8 ore de somn și undeva la 18 ore de intermittent fasting, te trezești în cel mai plin și cel mai corect științific detox posibil, pe care poți să-l ai gratuit, făcând lucruri extrem de simple. Well, it's not wrong. Te trezești într-un fel de detox dacă stai atât de multe ore din cauza că, da, sunt goale intestinele, dar, again, depinde ce mănânci. Ăsta mai fost, ia ce zice domnul. Cu cât bei mai multă apă slabă în minerale, cu atât mai tare te deshidratezi. Păi mă uită pe analize din pacienți la mine, când aveam cabinet, și îi zic, domnule, dar nu bei apă. Cum, domnule, doctor, că bei de 4 zile pe zi? Păi stai puțin, că bei prea multă apă și speli mineralele și nu ai minerale în corp și atunci apa nu stă în corp și ești deshidratat. Și asta se vede foarte bine văzând numărul de celule roșii. Deci când îți faci analiza de hemoleucogram și dacă vezi că ai prea multe celule roșii, de fapt nu ai prea multe, că nu trăiești la altitudine, nu ești în, să zic, ci din cauza că acele celule roșii sunt numărate pe mililitru, dar dacă în sânge nu ai suficientă apă, ele stau mai înghesuite și ție dă că ai mai multe. Asta e cea mai frecventă cauză, atunci când aveți numărul mult peste medie sau la... Cum să faci reclamă la o apă fără să faci reclamă la o apă anume? Da. Altceva. You know, there is a food that is way worse than sugar. Than sugar. All of the factors that can shorten your life, okay, can cause you dying, okay? And so, at the very top of the list we have severe obesity. Can increase your risk of dying by 93%. Okay, then we have heavy smoking, right? 80%. And then look what we have right here, vegetable oils, 62%. This is the one that is worse than sugar. Now, as we come down below vegetable oils at this point in activity, which is 48%, then heavy drinking, 41%, moderate smoking, which is 30%, and only 13% for excessive. Da, da, o listă. Next. Ia să vedem. Dude, the reason your chest is so small is because you're not stretching. Just lifting weights alone isn't going to build a chest like Arnold. There's a simple stretch that I do every day that naturally widens and expands my chest, which makes it appear bigger. The pec minor acts as a slack line that connects from the shoulder and down to the ribs beneath the chest. And over time, a combination of poor posture habits and resistance training causes the pec minor to get extremely tight. This then causes the shoulders to round forward. Da, asta poate să fie și o, asta poate fi cauzată și de un dezechilibru, având în vedere că spatele este foarte nedezvoltat. Pentru că ai mușchi care trag deopotrivă de umăr, cum ar fi trapezul și cum ar fi pectoralul. Da? Unul trage într-o direcție, celălalt trage în cealaltă. În momentul în care, să zicem că aveți o postură proastă, poate fi și din cauza că mușchii spatele sunt undeveloped. Da? Sau mușchii pectorale sunt mai dezvoltați decât mușchii spatelui. Nu are o legătură directă cu stretching-ul, având în vedere că dacă lucrezi full range of motion, stretching-ul, și avem studii pe tema asta, stretching-ul devine oarecum, în ghilimele oarecum, degeaba. Pentru că lucrezi full range of motion și ai și partea de stretching a mișcării. Totodată lipită cu partea de contracție a mișcării. Rounded shoulders, which largely impacts the size of our chest. And the fix to this is actually quite simple. Just find a doorway and perform this static stretch right here, twice on each arm for 30-second holds. Doing this every day alongside of practicing correct posture by keeping your shoulders back and scapula retracted is massively going to... Da, oricum, retracțiile scapulare, rotațiile externe și așa mai departe te vor duce spre o postură mult mai bună, plus
mă rog, aportul psihologic că trebuie să-ți reglezi postura oricând stai într-un loc. Sau pur și simplu îți iei tool-uri care îți mențin postura, îți mențin spatele într-o postură bună, cum ar fi, nu știu, un scaun bun, un scaun de mașină bun și așa mai departe. Dar da. Făcând stretching nu o să ai un piept mai mare. I'm sorry for that. Așa. Salut, oameni buni, eu sunt Dr. Mihail și astăzi vreau să... A, da, băuturi care te fac mai puțin deștept. Aici o să, aici o să înșire toate băuturile care conțin, cum se numește, acid. Mă rog, băuturile carbogazoase. Și o să zic că da, te fac mai puțin deștept. Aici e Bordeanu în beef cu Tudor. Nu o să reacționez pentru că nu-mi place nici Bordeanu, nici Tudor, așa că mergem mai departe. Mai încercat, ok, e Mateas. Ok, mi s-a dat tag în asta. Say something. Ok, bun. Ok, conexiunea minte-mușchi pentru cine este nou pe canal și n-a mai fost pe live-uri și așa mai departe, ține în primul și în primul rând, dar în primul și în primul rând, de câtă masă musculară ai, da? Câtă miofibră deții în momentul de față. Bun, având în vedere că receptorii sunt neuronali din mușchi, tu, dacă nu ai destul mușchi, nu ai cum să ai o conexiune bine, bună, minte-mușchi. Toată lumea concepe că conexiunea minte-mușchi este ceva psihologic. Dar nu este ceva psihologic, este ceva foarte fizic și palpabil. Therefore, dacă tu n-ai mușchi, nu ai cum să ai o conexiune neuronală cu mușchiul respectiv, pentru că nu ai destulă miofibră încât să știi să o contracți, nu ai destulă miofibră încât să poți să menții o mișcare multiarticulară în același timp, să împingi în același timp cu ambele segmente, cu aceeași intensitate, cu aceeași forță, cu aceeași viteză. Ok? Deci, conexiunea minte-mușchi ține în primul rând de câți mușchi ai. O să vă dați seama în timp că odată ce ați pus destulă masă musculară, conexiunea minte-mușchi nu o să vi se mai pare ceva psihologic, pentru că este ceva foarte palpabil și puteți să simțiți, puteți să vă contractați singur fibrele, puteți să vă încordați o grupă, puteți să pozați mai bine, puteți să aveți, nu știu, o conexiune foarte, foarte bună cu un anumit mușchi, puteți să vă încordați, puteți să, nu știu, puteți să faceți cardio aesthetics, rip, chestiile alea pe piept, puteți să aveți freak genetics, nu știu, să vă activați vastul lateral, nu știu, să vă vedeți striațiile și așa mai departe, să vă încordați anumite grupe în anumite poziții. O să vă dați seama de chestiile astea imediat ce ați pus destulă masă musculară. Aia este conexiunea minte-mușchi. Când ai atins un nivel de miofibră suficient, încât tu să poți să faci o conexiune neuronală cu el. Atât. Sunt mulți oameni care zic, bă, nu am conexiune, cum fac și o conexiune a minte-mușchi? Well, punând mai multă masă musculară, este destul de simplu. Asta nu ține de dacă aleg împinsul ca și primă mișcare. Asta ține de, again, de cât de școlit sunt eu în mișcarea respectivă. Dacă eu sunt... Mi-e impropriu spus să mă duc să-i spun unui om care are 120 de kg, pana mea, nu știu, concurează, să-i zic, nu mai începe cu împins, că nu împingi cu umărul și cu tricepsul. Împingi cu umărul și cu tricepsul oricum, adică vei angrena aceste grupe în mișcare oricum și dacă faci împins la bancă primul exercițiu și dacă îl faci al doilea sau al treilea exercițiu, tu vei împinge oricum cu... angrenând și aceste două grupe pe lângă. Da, că împingi doar din ele, aia este, ține de cât de începători ești. Da, și eu aș recomanda începătorilor să nu înceapă cu un compound movement antrenamentul, pentru că, na, devine unsafe atât timp cât tu nu știi să execuți mișcarea. Devine unsafe să execuți orice mișcare, că poți face shoulder impingement lucrând și la o presă, poți să lucrezi pec deck sau poți să începi cu fluturări, primul exercițiu și da, să faci rotație internă când ajungi aici. Câți oameni n-ați văzut că fac pec deck și fac asta? Ajung să fac asta. Adică, come on, asta ține din nou de cât de școlit ești tu, de câți ani antrenament ai, de cât de bine înțelegi tu biomecanica exercițiului și așa mai departe. Nu ține dacă alegi, nu ține de faptul că alegi sau nu să începi cu un pins la piept primul exercițiu. Da,
eu încep cu împins, de exemplu, da? Deci eu încep antrenamentul cu împins, nu la bancă, la gantere, da? Nu suport împinsul la bancă, nu-mi place. E un exercițiu care nu-mi place aleg să nu-l fac, nu l-am făcut niciodată, nu l-am făcut în ultimii 3 sau 4 ani, absolut deloc, da? Și am o conexiune foarte bună din cauza că am și destul pectoral încât să am o conexiune foarte bună. Poți să am o conexiune la fel de bună dacă încep și cu o fluturare. Același lucru vă recomand și vouă. Bă, știi să executați? Știi să execuți bine exercițiul? Știi să-l faci corect? Știi să scoți cât mai mult din exercițiul respectiv? Poți să începi cu absolut ce vrei tu și o să activezi fibrele la fel de bine. Da, într-adevăr, o să simți că ai mai mult acid lactic și o să simți o pompare mai mare când nu începi cu un compound movement. Pentru că, na, este un compound movement și activează și alte grupe, angrenează și alte grupe mai mult în mișcare. Este ceva logic, într-adevăr. Dar stimulul nu este dat de cât de mult acid lactic eliberezi tu. Adică nu ține doar de cât de mult acid lactic eliberezi tu și de cât de mare este pump-ul după primul exercițiu. Majoritatea oamenilor hotărăsc așa, zic, ok, bă, I have a great pump după primul exercițiu, e clar, pula mea, nu mai încep niciodată cu un pins. S-ar putea să termin împins și să nu ai un pump atât de mare, dar stimulul să fie acolo. Again, ține, din nou, de cât de mult te antrenezi, cât de multă miofibră ai și cât de bine execuți exercițiul respectiv. Dacă nu execuți bine niciun exercițiu, bro, stop, învață să-l execuți și după aia poți să-ți aranjezi antrenamentul din nou. Minte bun, deci în felul acesta vei contracta mult mai bine pieptul, că toată durata antrenamentului, iar progresul va fi mult mai mare. Dacă dorești să-ți prescriu eu... Ok, next, ia să vedem. Cum să dai multa jos în doar 3 săptămâni? 3 săptămâni. Dar poți să faci asta dacă ai un eveniment apropiat și nu ești în formă sau vrei să pleci în concediu și kilogramele te stresează puțin. Îți zic doar două elemente. Elementul numărul 1 este să ții o zi pe săptămână post-nem. Ai multe beneficii, slăbire și sănătate și o să reușești. Multă lume face asta. Te gândești doar la beneficii, nu te gândești că o să fie foame, o să fie greu. Te gândești doar la beneficii. Cum era o TikTok ăla cu repetați după mine, banii vin spre mine din orice direcție. Da. Gândește doar pozitiv și doar la beneficii. Și elementul numărul 2 este să înlocuiești una sau două mese pe zi cu o supă de oase strecurată. Ce înseamnă asta? Supa de oase are foarte puține calorii, în schimb are mai multe beneficii decât ca o supă de legume. Are proteină, are colagen, mai multe vitamine și minerale și o să ai o sațietate mare pe parcursul unei zile cu calorii extrem de puține. Asta înseamnă că suntem deficit caloric. Doamne, doamne, aberant. Eu la 70 de ani, dacă mai prind 70 de ani. Bă, nu pot să mă uit la Sorin Constantinescu, e prea cringe când vorbește el despre intermittent fasting. Uite, trei exerciții care te scapă de burtă instant, chiar și de la tine de acasă. Cu aceste exerciții, clienții mei slăbesc până la 20 de kilograme în doar 4 luni, fără să meargă la sală. Să meargă la sală. Exercițiul numărul 1, fluturări de picioare alternativ. Scopul acestui exercițiu este... Un exercițiu extrem de căcat pentru că activează foarte mult flexorul șoldului și nu atât de mult dreptul abdominal. Foarte de căcat. Next. Cât mai rapid, știi cum am coapsa după ce fac astea? Zici că-s Jay Cutler când face quad stamp. Având spatele lipit de saltea, exercițiul numărul 2, ridicări de picioare simultan. La acest exercițiu... Bine, ăsta e executat corect, sincer, cinstit. Este un exercițiu corect pentru dreptul abdominal. Spatele trebuie să fie lipit de saltea și să cobor picioarele până aproape de nivelul solului, ridicându-le cât îți permite mobilitatea. Iar exercițiul numărul 3, planșă pe lateral. Tot corpul trebuie să fie într-o linie dreaptă și să depărtezi bazinul de sol cât mai mult posibil. Deci ne-a dat două exerciții de abdomen și un exercițiu care nu e exercițiu și ce vrea să zică? Dacă așa scapă clienții mei de burtă. Făcând mișcare de acasă și având grijă ca alimentația să fie organizată într-un mic deficit caloric. Bă, îl vreau și eu ca prep coach pe băiatul ăsta. Vreau și eu să mă duc 5% body fat pe scenă. Doamne, ce mizerii, cum poate să existe bă asemenea mizerii, bă, cum să zici că dai jos 20 de kg în pula mea doar să faci 3 exerciții pe zi? Lasă-o, dracu. Why staying natural is less healthy than being natty plus. So when I was natural, my aspirational physique required obsessive compulsive, mentally detrimental behaviors to attain, meticulously counting calories.
calories, sacrificing my social life, and destroying my hormones and metabolism just to achieve a sub 8% levels of body fat. This was unnecessarily taxing to my physical and mental health when I could have lived a more balanced lifestyle like I do now by incorporating a few healthy, non-hormone suppressing Natty Plus supplements like 3AD, MK677, and Black Ops. Aoleu, reclamă la MK677, bro, nu poți, adică da, he's right, pot să confirm chestia asta, când am făcut in the natty days, era groaznic, efectiv, era, mă simțeam ca un căcat toată ziua și da, nu erau test booster, deci pe vremea aia nu existau pe vremea aia, deci acum 4 ani să mor eu, singurul test booster pe care îl știam pe piață. Bine, eram și eu foarte prost, era Tribulus, care nu făcea nimic, adică efectiv nu făcea nimic. Țin minte că mi-am făcut analizele după primul concurs și aveam testul 6, pe o scară de la 5 la, cât, nu mai știu cât era, 25, 24, 27, ceva de genul ăsta, aveam testul 6, groaznic. Dar nu poți să faci reclamă la MK677, bro, adică da, ca să fii neti și tot timpul în shape tot anul, da, necesită foarte multe sacrificii, într-adevăr, dar să faci reclamă la MK677, două, dracu, ia. Yeah. 36 hours without food, followed by 12 hours of eating, and then another 30, they actually did it over a 30-day period. Then at 36 hours, what happens is that's enough time where the blood sugars come down, where all of a sudden the body, it's so smart. It goes, okay, blood sugar's not coming. We've been in this fasted state. We've triggered autophagy. We've brought inflammation down. We've made you ketones. We're trying to go find food. But this extra weight, it's not serving you. You, because remember, you got to go find food. So it drops weight. And it's the most beautiful way to get a person to unstick any kind of weight loss resistance. But most importantly, you know where it dropped the most amount of weight from? Where does everybody want to lose weight? Belly. Yep. Da, pentru că, again, majoritatea oamenilor nu stochează body fat la fel pe tot corpul. E o chestie logică. Majoritatea o să-l stocheze în zona abdominală, da? Pentru că body fat-ul se stochează acolo unde sunt organe vitale, ca un mecanism de protecție a organului respectiv. Că se întreabă oamenii, bă, de ce, why do we have men boobs? Pentru că you have lungs and heart, simplu. De ce avem grăsime aici? Pentru că ai ficat, ai splină, ai pancreas și așa mai departe, ai rinichi. Da, pana mea, nu se stochează, n-o să ai același nivel de body fat pe burtă cât ai pe picioare, pe gambe, pe degete, pe falange, pe încheieturi, pe biceps, pe coate și așa mai departe. Jesus Christ, că nu mai pot să reacționez la astea. Doamne, dar știm că e neti, s-a dovedit că e neti Radu Popescu, de ce mă bag în de-astea? He's really neti. Aia a făcut Jordan Oakley. Oakley, doamne. Oh, i-a făcut clip. Hashtag, right across the fucking screen, Instagram bio, their website. Bro, dar sunt poze editate, bro. Poze editate, deci toată lumea face urât așa la niște poze. Poze sunt angle-uri, toată lumea arată mare în poze și în angle-uri. Nu zic că Radu Popescu nu e mare, este mare, pula mea, e extrem de mare pentru natural, dar come on. Come fucking on. Ia să vedem. Dar câte oară mănânci fructe azi? Am 4 oară mănânc eu, sunt diete de fructe. O diete de fructe, diete de frate de unicorn. Aoleu, doamne. Cum sunt basarabenii. N-am nimic, dar gen, fac niște TikTok-uri foarte cringe. Cine a stabilit că cantitatea maximă de fructoză e 20 de grame pe zi? Mai mult de 20 de grame de fructoză ficată duce la creșterea acidului pirulic, care ulterior se transformă în trigliceride. Deci se transformă în grăsime, domnule. Esența de trigliceride se depune în ficat. Și bla 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 bla, duce la dezvoltarea unui ficat. Atât timp cât ești în surplus, bro.
Cine zice că nu poți să mănânci 60 de grame de fructoză zilnic și doar 60 de grame de fructoză? Păi vor fi folosite pe post de energie dacă există și o sursă care să le consume exogenă, cum ar fi metabolismul bazic e altceva, sau cum ar fi o sursă de energie exogenă, gen sport, activitate fizică zilnică, nu? Again, dacă ești în surplus! Bă, pentru mulți oameni care chiar fac dietă cu fructe și efectiv mănâncă doar fructe pe lângă mâncarea pe care o mănâncă zilnic și între mese mănâncă fructe, da, este cumva un common behavior și se întâmplă, ajung la problemele de genul ăsta, dar, again, nu spui toți factorii pe tavă și asta e puțin cam enervant. Bun, asta a fost, sunt mai multe taguri, dar deja s-au strâns multe minute și n-am timp să le fac pe toate. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Nu uitați, săptămâna viitoare facem Raid My Physique 4. Vă pup, vă respect, să vă beți apa, să vă mâncați mesele. Ciao.